lăsarea prietenii, urmăriți politica. Mâine este o zi decisivă. Consiliul Superior al Procurorilor organizează interviurile cu cei 4 candidați din lista scurtă a candidaților pentru funcție de procuror general al Republicii Moldova. Cine urmează să devină acest procuror, vom afla mâine nume sau nu și ce urmează după asta în justiția moldovenească, discutăm cu invitații mei din această seară. Eu salut în studioul pe Ștefan Gligur, expert în justiție, avocat. Bună seară, bine ați venit. Sergiu Litvinenko, deputat bloc acum. Tot am vrut să spun avocat, cer scuze. Și Grigore Novac, deputat pe PSRM. Și astăzi, în sfârșit, mi-am dat seama, domnule Novac, de ce de fiecare dată făceam greșeală și spuneam Novac. Parcă... Totuși vă știți dumneavoastră cu plăcat, nu-i așa? Vedeți, fix cum Adrian Cantu făceau greșeală. Vă cunoaște dumneavoastră cu plăcat, Vlad sau Victor Novac. Noi pur și simplu aveam în vedere identitatea falsă a domnului plăcat. Nu, dar știți de ce? Astfel de gafe facea doar domnul Cantu și dumneavoastră. Vedeți? Haideți să mai spuneți că ceva probabil ne leagă. În cazul domnului Cantu e clar că e nașul, dar în cazul dumneavoastră chiar... E partenerul vostru de coaliție, de guvernare, și faci saluzii, cunosc alții. Domnul Guvern, ați numit un guvern iar într-o roată și... Domn procuror general. Domnul ales a poporul, ai strădat mandatul, cum se pare. Apropo, cum vă simțiți când ați aflat că Vlad Plăhătniuc și-a ales o falsă, și-ar fi ales o falsă identitate cu același nume de familie ca al dumneavoastră? Gardiți-vă sau nu? De ce gardiți-vă? Eu cred că el poate să aibă și alte identități și morare și nu doar. Având în vedere că dacă a venit în cap să facă una, cred că are el mai multe. Așa, bănuiesc eu, nu știu. Morare este un nume răspândit, dar Eta Novac, da. Mai rar. De ce? Mai rar? De ce mai rar? Mai rar. În sudul Moldovei este un nume foarte răspândit. Am înțeles. Bine, ne oprim aici. Haideți să începem să discutăm despre ceea ce ne așteaptă mâine. Râdem, glumim, dar mâine este o zi extrem de importantă. Deja s-a discutat foarte mult despre cum s-a ajuns aici, unde s-a ajuns. Vreau doar să vă întreb pentru început. Dumneavoastră deja cunoașteți numele celui care va fi identificat, ales de către Consiliul Superior al Procurorilor, drept candidat la funcție de procuror general al Republicii Moldova. Eu? Da, eu pe fiecare vreau să o întreb, dar încep cu dumneavoastră. Da, eu cred că eu cunosc numele. Cine este acesta? Socialiștii îl vor foarte mult pe Soltan. Pe Soltan? Da. Dar există o anumită rezistență din partea colegilor de coaliție care vor un alt nume. Și aici întrebarea este, socialiștii în mod clasic vor trada din nou înțelegerile cu partenerii de coaliție majoritară din Parlament, adică Partidul Domnului Plahotniuc, Partidul Democrat sau nu. Și aici e intriga. Eu știu că foarte pentru mult cei care nu cunosc toate detaliile, deci cealaltă candidatură ar fi a domnului Stoianoglu. Corect? Sunt doar două candidaturi pe care ei le consideră acceptabile pentru ei în această situație, din cei ce cunosc eu. Corect. Și socialiștii își doresc pe domnul Soltan, spuneți dumneavoastră? Ei și-ar dori foarte mult pe domnul Soltan. Numai că noi trebuie să înțelegem că între Partidul Democrat și Partidul Socialist există o înțelegere de formarea unei coaliții de guvernare nedeclarate, pe care eu numesc guvern minoritar. 5 oameni vin din Partidul Democrat, inclusiv prim-ministru, 5 vin din PSRM. PD-ul nu s-a băgat în prima linie de numiri, dar au înțelegeri pe numiri în agenții și în categoria a doua, da? Dar cel mai important, inclusiv secretar de stat, funcție agenții de stat, dar cel mai important a fost... Imediat, eu vă ofer drept. Aveți răbdare, domnul Novac. Noi discutăm cu procuror general, am ajuns la secretar de stat, nu știu. Da. O să ajungem și la alte detalii. Puteți să nu fiți de acord cu domnul Gligur și să-i replicați. Cel mai important lucru care s-a negociat între ei pentru această trădare a blocului acum și a înțelegerii care a făcut-o și obligații de oligarhizare a țării de Partidul Democrat cu care guvernează astăzi. Era făcută pe negocierea de securitate. Că Partidul Socialiștilor, fix ca Partidul Democrat, au mai multe întrebări cu legea, neclarificate, pendinte. Respectiv, negocierea de bază s-a dat procuror general și ei vor să obțină o candidatură care, atât pe DEO cât și pe SRM, care pur și simplu să nu-i atingă. O să existe probabil dosare de criteriul a doua, a treia, cu miraj pe timpul PD-ului ca să raporteze nominal ceva așa. Dar în rest este vorba de securitate. Și asta este cam tot ce vor ei. Asta înseamnă că așa nume, asta înseamnă persoane relevante. Vlad Plahotniuc, nu știu, Vlad... Nu, Vlad Plahotniuc este deja comilfo. E comilfo să-l urmărești penal.
Era mai greu atunci. Și era mai greu atunci de vorbit împotriva domnului Plahotniuc, când n-am auzit niciun socialist în nume să spună lucrurile lor atunci. Iar era Alov Botner, toată lumea domnul care Grigore, în principiu din, primul, din prima linie, ei vor fi urmăriți penal. Este vorba despre protecția celor care astăzi formează fracțiunea Partidului Democrat, 30 de persoane, dintre care 17, știm noi, inițial trebuiau să meargă să păstreze unitatea, au votat toți 30. Și este evident vorba despre dosare legate de finanțare a Partidului Socialiștilor și alte momente. Deci am înțeles. Dumneavoastră spuneți că deci funcția de procuror general a făcut parte din acel set de condiții vor, care vor opta pentru acel procuror pe care ei îl vor considera ca unul care garantează interesele atât a primilor cât și celor de altul. Prima întrebare, dacă știți... Eu am avut o întrebare foarte scurtă la domnul Grigore și apoi revenim la întrebare pentru mine până ață. Dar dumneavoastră, pe cine preferați din cei patru? Eu consider că acest concurs trebuie anulat. Dar de ce nu ați contestat rezultatele acestui concurs? Pentru că vorba nu este despre rezultatele mele. Vorba este despre verificarea integrității. Dumneavoastră ați fost un participant, finalist. Cel care ați participat la acest concurs. Eu am recunoscut acest concurs în ceea ce vizează participarea mea și interviul meu. Dumneavoastră m-ați întrebat, aveți răbdare să vă răspund. Ok, haideți. Astea sunt lucruri etapizate și nu sunt așa la general. Ele, în detaliile ce contează. Eu recunosc... Numai nu le inventați acum. Okay. Ascultați-mă atent și niciodată nu m-a întrebat. Altfel, noi nu o să manifestăm respect și credeți-mă, vocea mea o să fie mai tare decât a dumneavoastră. Noi vorbim despre detalii. Detaliile contează, domnul Lac. Aici nu e parlament. Aici e un subiect important. Și noi vorbim despre faptul că eu am recunoscut autoritatea comisiei. Acolo erau 6 membri. Eu despre existența domnului Bobu am cunoscut atunci, în momentul când am intrat. Dar am decis, pentru că acest concurs să nu fie lovit, am decis să accept autoritatea comisiei, de principiu. Și eu am acceptat-o. Așa. Atunci când eu nu am trecut, în mod vădit, evident de ce n-am trecut, da. Dumneavoastră ați văzut notele, da? Domnul Bobu mi-a pus mie, mi-a pus lui Crășmaru și mi-a pus lui Vlad Grbincea, cei mai independenți oameni în acest concurs, mi-a pus câte 24 de bani. Dacă tare dumneavoastră sunteți cel mai deștept dintre toți. Nu deștept, independent, domnul Vac, asta e o mare diferență. Integru și independent. Adică domnul Grbincea nu e independent. Voi acolo la PSRM, o leacă, nu înțelegeți cuvântul domnul Grbincea, adică nu e independent, de exemplu. Nu, eu am spus despre domnul Grbincea, domnul Crășmaru și mine. Eu consider acești oameni cei mai independenți și apolitici. Așa. Restul nu sunt independenți. Restul, eu personal am bănuieli rezonabile, că ei ar fi influențați. Dar ce să mă soarbă în oriul să rezonabile? În opinia mea personală. Și în informațiile pe care eu le disem. Cine mâine va fi anunțat drept candidat la funcție de procuror general? Domnul Novak a întrebat un lucru concret care trebuie răspuns concret. Dar nu o să răspundeți, dumneavoastră plutiți în răspuns. Nu. Dumneavoastră trebuie să păstrați un pic atenția și concentrația. Dumneavoastră puteți să faceți efort, eu sunt sigur în capacitate intelectuală. Nu, atenție încoace, eu n-am terminat. Domnul Grigor, eu n-am interesat de atât când nu mi-a spus. Odată ce adresați întrebări către mine, trebuie să aveți răbdarea timp cât mințiți, să ascultați. Ce să mint? Concret? Concret mințiți că dumneavoastră nu ați contestat rezultatele acestui concurs, respectiv l-ați recunoscut. Acum încercați, stop, când ați observat că v-au pierdut în cărți Maia Sandu și Andrei Năstase, stop. Ați început a vă manifesta supărarea într-un fel sau altul. A fost sau nu verificată integritatea procurorilor care au participat în acest concurs, domnul Vac? Noi alegem nu cu președinte de colhoz, noi alegem procuror general. A fost sau nu verificată integritatea? Integritatea, prin la ce vă referiți? La acest certificat de integritate? Nu. Integritatea pe bune. Pe bune. Integritatea așa cum este prevăzut de regulament. În ce măsoară? De exemplu, dacă îmi permiteți și mie. Hai să-i primim și domnul Tinescu, după aceasta să răspundeți la întrebare. Eu când am răspuns la întrebare, dar deja de 10 minute dialogam. Adresat de mie, eu să-i răspund. 30 de secunde, vă rog frumos, domnul Gligor, ca să nu monopolizați. Este verificarea de averi și proprietăți. Dar ce 30 de secunde este și monologul lui Gligor aici? Dumneavoastră m-ați întrebat să verifică integritate, eu vă răspund. La concret, puteți la concret. De ce n-ați contestat? La concret vă răspund. Se verifică prin banii obținuți legal, banii cheltuiți. În momentul în care cap la cap nu iese, este o dubiu de integritate. E clar, în momentul ăsta trebuie de verificat la subiect. Cunoașteți sau nu cine va fi acel candidat care mâine va fi anunțat de către CSP? 1. 2. Dacă aveți încredere că acesta va fi absolut independent, politic vorbind. 1. Eu nu cunosc cine o să fie candidatul înaintat mâine de CSP. 2. Eu, să zicem, la fel am încredere în acea comisie în care are încredere și domnul Gligor, că a selectat 4 cei mai buni, 4 cei mai integri, deoarece această comisie nu putea să
cel puțin logica sănătoasă indică că nu putea pe doi să-i selecteze integri și pe doi neintegri. Înseamnă că au avut dubii și față de domnul Gligor, dacă n-a acces dumnealui. Probabil au avut semne de întrebare la capitolul cunoștințe. Candidatorul domnul acces... Gligor deja uităm. Deci avem patru candidați în listă scurtă care a fost, deci zic, care pot a fost trimis CSP-ul. Eu pot să vă dau și alt exemplu de alți ori candidați. Dar ei nu sunt studiul. Uitându-vă la aceste patru candidaturi, aveți vreun preferat? Puteți? Uitându-vă la aceste patru candidaturi, aveți vreun preferat? Nu. Iată, domnul Gligor spune că Partidul Socialiștilor îl preferă pe domnul Soltan. Domnul Gligor ce spune? Domnul Gligor spune că unul spune că la noi îl preferăm pe Soltan, altul spune că îl preferăm pe, pe celălalt. Nu, voi, Dodon. Și cineva trebuie să ghicească. Dar, Dodon, cert este că lucru bun care s-a făcut, că nu s-a permis politizarea, prin numire așa, politicului cu hop, că am vrut. Vă referiți la ce propunea Maia Sandu? Domnul Gligor, dumneavoastră încă nu aveți capacitatea să mă cipiți pe mine într-atât. Serios? Eu, da. Serios. Aveți capacitatea să zâmbiți așa. Stă omul care a dat mâna cu PD-ul, cu Acotiu, care a făcut coaliția și spune mie. Eu propun să-l ascultăm și capacitatea. Ați șters și botele foarte mult încă PD-ul și o să-l șterți în continuare. Obligatoriu revenim la această discuție. Domnule Gligor, domnule Novac, haideți să-l auzim și pe domnul Litvinenko. Dumneavoastră cunoașteți? Stați să vă răspund până la urmă la întrebare. Pauză de publicitate, tot veți răspunde. Nu știu, noi îl înțelegem pe domnul Gligor. El are supărările lui personale. Noi putem să-l compătimim împreună cu dumneavoastră, că nu ne stane tot generalul procuror, pentru că... V-am întrebat, deci, unul din cei patru, cine vă este preferat? Eu nu prefer pe nimeni. Eu aș prefera ca să fie unul cu adevărat profesionist, integru, care are idei ce este Procuratura Generală, care cunoaște toate problemele procuraturii, dar ele sunt o sumedenie la ziua de azi și care, indiferent de ce nu s-ar întâmpla în această țară, să aibă tărie de caracter și să aibă acea drăzenie ca să elimine toate întrebările pe care le așteaptă societatea, și eu personal, dumneavoastră. Societatea așteaptă să fie în sfârșit un procuror general independent. Societatea așteaptă că acest procuror general să fie independent. Ultima întrebare a dumneavoastră și trecem la dumneavoastră, domnule Litvinenko. Uitându-vă la această listă de patru candidați, aveți totală încredere că toți patru candidați vor fi independenți politic? Eu nu am făcut parte din această comisie ca să examinez dosarele fiecăruia în parte, însă eu nu cred că putem să-l suspectăm pe domnul Boțan că ar fi făcut lucruri murdare, ori pe James Hamilton sau pe ce altul. Ce a făcut comisia? De ce eu am de plină încredere în această comisie, deoarece... Dar dumneavoastră aveți de plină încredere în clasă politică din Republica Moldova că nu va încerca să intervină în lucrul Procuratorului General? Pot să vă răspund. Eu am de plină încredere în această comisie și vă spun și de ce. Deoarece această comisie a fost instituită nu la insistența noastră, dar a colegilor din PAS, blocul acum. Dar mai concret pot să vă dau și nume cine. Cine? A insistat cel mai tare pe acest proiect, Olesa Stamati, ca să modificăm legea procuraturii, cu toate că noi am spus că ea contravine Constituției din stat. De ce ați susținut dacă știați din start că Irgul contravine Constituția? Vă spun de ce. Domnul Gligor să râde aiurea aici. Domnul Gligor, eu vă rog, deci... Ei acum promovează rezultatul de concurs pe care îl prezintă neconstituțional. Și omul ăsta stare tupeu să vorbească despre chestia asta. Domnul Gligor, nu fiți atât de imbecil aici în studio. O, așa, următorul grad. Bă, dar trecem la persoană. Că da. Hai să trecem, arată fața ta adevărată. Păi eu pot să arăt că dumneavoastră... Vă rog să-i permiteți să răspundă. Dumneavoastră aveți supărarea, știți, unul de ăsta de dumneavoastră fost foarte bine că nu a nimerit în turul 2. Iată, asta e fața dumneavoastră că vă râdeți aiurea, vă prostiți aiurea, întrerupeți, nu aveți răbdare măcar să ascultați o chestie elementară. Și domnul Litvinenko știe ce blocaj am avut noi atunci la Comisia Juridică din cauza acestui proiect. Eu, dacă nu greșesc, vreo 3 ore și jumătate și am discutat și pe amendamente și băteam pasul pe loc, practic. Ca să nu fim noi învinuiți, că deja nouă ni se spunea că, iată, noi blocăm acest proces și noi iară nu dorim ceva să facem, că noi blocăm procesul de reformare a procuraturii și a nu știu ce. Noi am zis, bine, chiar dacă avem
o sumedenie de întrebări la acest proiect, ca să nu fim învinuiți de ceva. Așa a fost, domnul Litvinenko, așa a fost, că erați acolo prezent, erați președintele comisiei. Și am spus, ok, dacă acest... Tot timpul urmați la publicitatea este al dumneavoastră. Dacă acest filtru suplimentar pe care îl propun colegii din bloc acum, este binevenit și privit cu așa ochi buni și noi suntem doar pentru. Doar că noi am spus că noi nu participăm în niciun fel la toate etapele de mai departe. Lucruri pe care și l-am făcut. Și deja mai departe ce a urmat, știți, a fost instituit comisie. Dar a trecut, pentru că eu totuși m-am întrebat de acum încolo. Aveți încredere că acest lucru... Eu vă spun, eu am încredere că... Nu va fi influențat de politicul moldovenesc. Dar noi vom reveni la această discuție după o pauză. Eu vreau totuși să-l auzim până la pauză și pe domnul Litvinenko. Când e pauză? 5 minute. Vă dau. Ok, 5 minute. Deci, în primul rând, cunoașteți sau nu cine va fi câștigătorul? Norocosul din lista celor patru. Bine, dacă te uiți la punctajele oferite de reprezentanți socialiștilor, deduci cine sunt cei doi favoriți ai președintelui Dodon. Aici trebuie să facem o diferențiere. Socialiștii habar n-au cine să fie procurorul general. Deci tot jocul face Dodon. Deci Dodon... Dar de ce dumneavoastră faceți această diferențiere? Pentru că există o diferență majoră. Socialiștii nici nu știu cine să fie membrii cabinetului de ministri. Eu aflat după noi. Deci noi știam deja, dar ei încă nu știau. Dar revin la procuror. Deci a fost o preselecție viciată. Viciată de către reprezentantul delegat de către Partidul Socialiștilor. Urmare a acestei vicieri, noi vom avea cu siguranță un procuror care nu este independent. Ministrul Justiției a promovat în continuare rezultatele acestei preselecții, chiar dacă, uitați-vă, chiar și aici socialiștii recunosc că ei au întrebări cu privire la constituționalitatea legii. Chicu, prim-ministru Chicu, a spus că nici într-un caz nu vom promova, nu vom merge mai departe cu această listă decât după ce vom obține un aviz pozitiv a Comisiei de la Veneția. Este înregistrare la Moldova 1. Deci, cu toate acestea, ei merg înainte. De ce merg înainte? Dodon vrea un procuror... Dar ce treabă are Chicu aici? Docil. Un procuror care nu va investiga niciodată, de exemplu, finanțarea Partidului Socialiștilor, de exemplu, finanțarea din Bahama sau acele, deja cele de discuții care cu... Discuții cu... Dar aici nu pot să să fiu avocatul lor. Ei vă întreabă. Dar ce comisie noi am făcut-o? Deci comisia a fost viciată, rezultatul a fost viciată de către un reprezentant. Uitați-vă derapajele. Țineți minte, spunea domnul Ioniț, dacă ați văzut acel studiu, că rezultatele lui, cum îi spune lui, care aveți voi întrebări din Sorin, comisie? Sorin Ioniț? Nu, Sorin Ioniț. Din comisie, membru acestei comisie, domnul... Cine a pus notele cele care nu vă satisfac pe voi? Cum Bobu, reprezentantul socialiștilor. Nu e reprezentantul socialiștilor. E reprezentantul recunoscut de domnul Țârdea. Domnul Țârdea să cheie exact dacă aici. Dacă să admitem prin absurd că unul din cei șase ori câți erau... deci unul nu putea să influențeze rezultatele la 5 din pas. Da? Nici de cum. Erau 5 din pas și unul din la socialiști, dacă așa cum spune... Matematic nu era posibil. Era posibil și noi v-am arătat. Deci, nu. Când s-a făcut simularea, domnule Novac, eu vă spun, s-a făcut simularea, s-au exclus Trinenco, tot notele domnului Bobu, care a depunctat absolut nejustificat trei candidați. De mai multe probleme. Probleme de integritate, probleme de meritocrație, probleme de cunoștință. Integritatea nu a fost verificată. De exemplu, un raport cu domnul Soltan nu s-a reușit verificarea integrității. De exemplu, comisia a solicitat verificat ceva. Comisia a solicitat aniului să vorbim mai mult de viitor, dar ulterior au fost prezentate. Da? Este important un lucru să clarificăm aici. Eu țin minte, noi în acest platou am discutat. Problema e că aici, nu membrul comisiei a spus că regulamentul a fost respectat, totul e în regulă. Atunci, în acea emisiune, inclusiv doamna Stapmatea a intervenit, a fost și domnul Gligoru în acea emisiune. Absolut corect, și a spus că totul a fost respectat. Peste două zile, comisia s-a întrunit după ce în presă au apărut mai multe informații. A apărut mai multe informații despre unul dintre candidați și atunci comisia s-a întrunit să vadă. Dacă asta funcționează... Informații mai mult cum trecut Gligoru, ia că și... Știm tot ce s-a întâmplat. Deci, noi și asta au apărut, Natalia, a doua zi, au apărut notele lui Bobu. Exact. În momentul în care am văzut notele lui Bobu și când am văzut că el, deși candidații s-au prezentat, matematic, i-a punctat, Bobu, practic, le-a dat cel mai mic punctaj. Deci parcă oamenii ăștia nu știau a scrie, nu știau a formula o propunere.
opoziție sau o frază. Dacă sunteți noastră, puteți liber, puteți liber. Vă mulțumesc. În publicitate. Foarte, foarte bine. Dumneavoastră știți foarte bine că problema acestui concurs stă în dreapta dumneavoastră. Iată, chiar alături, este domnul Gligor. Nu stă în dreapta. Un Facebook, mea, domnule Novak. Că voi, există, voi făcut, este un concurs făcut, viciat nu, prin faptul că cineva a trișat. A trișat. Dar eu noi nu putem să mergem mai departe cu rezultatele unei preselecții în cazul cu în succes, care un membru a trișat. Noi putem suspectăm pe doamna Stamati, ministrul justiției. Doamna Stamati, v-ați uitat la punctajele doamnei Stamati. Vreau să dau sfatul la doi. Când vorbiți cu un comitent, e imposibil de auzit. Natalia, puteți să găsiți oriamuși punctajul ăsta? Putem să găsim punctajul, dar după o scurtă pauză de publicitate rămâne scurtă. Eu mă bucur că aveți publicitate. Ne liniștim. Gata, pauză de publicitate s-a terminat. Da, aș vrea eu ca oamenii care ne urmăresc să știe ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în timpul pauzelor de publicitate aici. Continuăm discuția noastră. Revenim, domnule Litvinenko. Domnul Novak, dumneavoastră ați spus că, matematic vorbind, voturile, punctajele pe care le-a pus domnul Bobu n-aveau cum să influențeze rezultatul concursului. Domnul Litvinenko spune că nu este așa. Aveau cum și-au influențat și de aia s-a decis să nu acceptăm rezultatele unui concurs viciat. Am mers în Parlament cu această lege privind angajarea răspunderii pe modificarea legii procuraturii, astfel încât să nu admitem, să nu permitem lui Dodon să-și pună un procuror de buzunar. Să nu permitem lui Dodon să-și pună aceasta ce procuror înseamnă? De buzunar. Deci faptul că totuși se merge pe această listă cu patru candidați și mâine CSP-ul va organiza interviuri cu patru candidați din această listă, înseamnă că ce? Acest concurs nu este legitim, nu este legal, nu trebuie să-l recunoaștem. Concret, ce înseamnă asta? Uitați, vreo trei la rând, plus de punctați, decât trei Olesia Stamati. Foarte bine cu dat regia pe acest... De punctat, tu vezi că tot e într-o marjă rezonabilă. Nu e într-o marjă, de atât ceilalți au dat mai mult decât dumneavoastră. Păi adică... fost, normal, dar fiecare are o marjă rezonabilă de apreciere, oricare e vânător. Dar nu poți spui zero în condițiile în care omul vine și îți prezintă. Politic, nu-l da dovadă aici în studio. Știi de ce? Eu vă spun, voi fix același lucru și isterii v-au apucat naiba, când ați făcut concursul cu... Că toată ideea asta a fost a ta, apropo. Care concurs am făcut? Curtea, păi da, normal, concursul... Când voi ați dat punctaj mai mare... Eu susțin concursurile, dar nu cu trișori, cu fraieri, care vin și trișori, îți aruncă ea ca șec și scot cărțele de sub bunică. Natalia, uite, deci, joci, concret, corect, două concursuri joci, care obiectiv. Am fost în... și eu personal membru al comisiei, cu Curtea Constituțională. Da, și CNA. Ia ca CNA-ul mă interesează. Cum au dat puncte reprezentanței Partidului Socialiștilor? Cel mai mare punctaj, mai mult decât noi socialiștii, și ne învinuiesc pe noi socialiștii că am influențat și am depunctat. Doamna Morale. Pentru dumneavoastră concursul este perfect, legal, corect și îl recunoașteți. Vreau să o înțeleg. Deci ei au avut un favorit la CNA. Stai. Vă rog, pe rând vorbim. Am anulat concursul, știți de ce? De atât trebuie să o târâi în braț pe o fostă judecătoare, ex-judecătoare, trebuie să o treacă numai decât. Și când asta la ce vă referiți? La Curtea Constituțională mă refer. Și când au văzut, la domnul Manole vă referiți? Eu nu am dat nimic, nu-i frumos că nu-i în studio aici. Da, ok, ați numit, eu sunt de acord cu ce a spus. Și pentru că nu a trecut persoana asta, au decis să anuleze un concurs. Că nu aveau obiecții vis-a-vis de acel concurs. Cine? Haideți, lăsați-l. Grigore, toată treaba asta de clară. Și-au creat un precedent. Pentru că el știe foarte bine. După ce au urmat multe altele. Și asta nu este o... Noi vom avea procurorul general, de la care ne putem aștepta la dosare concrete, dar nu la faptul că, iată, s-am sărbătorit acum 5 ani de la furtul miliardului și doar o mimare din partea procuratorii generale pe tot ce înseamnă furtul miliardului. Noi avem șanse să avem altfel de procuror general. Haideți să vorbim la viitor, nu la trecut. Domnule Gligor. Nu, hai să spunem că nu chiar așa. Eu ce-am văzut în ultimii ani, adică odată cu venirea domnului Robu, puțin s-au mișcat. Facem o excepție de aceste câteva luni. Dar asta este într-adevăr, de acord. În câteva luni s-a făcut mai mult decât în aproape 5 ani. Așa este. Așa e. Da. Iată, acum vă întreb, ceea ce va fi mai departe va arata mai mult ca aceste câteva luni sau ceea ce a fost înainte. Și totuși, haideți să recunoaștem că inclusiv în aceste câteva luni, multe lucruri la care lumea s-a așteptat nu s-au făcut. La ce Natalia. Să ne așteptăm? Pe rând fiecare, domnul Gligor. Natalia,
și stimați telespectatori. 2015-16 eu spuneam că orice reformă structurală, în special reforma justiției, va duce la capturarea de mai departe a instituțiilor statului și orice structură, reformă structurală trebuie să fie sistat. Astăzi noi am ajuns în anul 2015, când există un nou proces de oligarhizare a statului și un nou proces de capturare a puterilor în stat. Și noi trebuie să aplicăm aceeași logică. Astăzi, toate reformele structurale sistemice în justiție, în primul rând în justiție, vor duce la concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane. Și orice proces de acest gen trebuie să fie sistat, iar societatea trebuie să pună rezistență acestor procese. Altfel, noi foarte curând vom ajunge, Igor Dodon, foarte curând vom ajunge în situația anilor care au urmat după 16, 15, 16, 17, 18 și așa mai departe. Asta este un proces foarte periculos. Există unități, persoane unicale, unități, da, puțini, care au știut să facă față unui volum atât de mare de control. Astăzi, Partidul Socialiștilor, împreună cu Igor Dodon, controlează practic tot și foarte curând vor controla și Procuratura, care în continuare rămâne o instituție foarte puternică și, și ineficientă. Așa... Eu nu am niciun dubiu față de faptul că Maia Sandu niciodată nu avea să exercite influența politică asupra procurorului. Doamna Maia Sandu nu are averi de protejat, finanțări de partid de protejat, nu are scheme în aparatul de stat de protejat, nu are scheme în întreprinderile de stat de protejat, așa mai departe. De interne, unde sunt schemele cele care vorbesc dumneavoastră? O clipă. 5 luni, de ce nu au fost discutate? Domnul Năstase este o discuție separată. De ce nu au fost discutate? Nu spuneți acum de domnul Năstase. O alegație vis-a-vis de doamna Sandu, eu v-am răspuns. Acum, revin la subiect. Orice reformă structurală care vizează... Pentru că a făcut o acuzație gravă la adresa Partidului Socialiștilor. Dar dumneavoastră nu poate. El e spus de la asta. Imediat trebuie să răspundeți să-și ducă gândul la cap. Nu trebuie să fii un procuror dumneavoastră. Domnul Avac, eu promit, răspundeți imediat ce își încheie gândul. Orice reformă structurală de acum înainte trebuie să fie privită cu maximum precauție și de doriți stat. Eu sunt sigur de fapt că Partidul Socialiștilor înțelege că ei de fapt au scuipat în fața partenerilor dezvoltare, Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Statele Unite ale Americii, și că ei nu vor avea asistență macrofinanciară pentru că asistența macrofinanciară va fi condiționată de reforme veridice. Ori autentice. Ori ei nu vor face acest lucru. Asta este clar. Uitați-vă la modul în care promovează concursul la Procuratura Generală, față de care ei însăși au spus că au probleme și nu cred în el și așa mai departe. Graba cu care se face acest lucru. Nu, am spus așa. Modul în care se elaborează, modul în care voi ați spus că aveți întrebări vis-a-vis de constituționalitatea acestui reformă. Prin ministrul vostru, care este șeful ministrului Justiției, așa sumat public o promisiune prin care nu va promova până nu va obține opinia Comisiei de la Veneția. Voi a doua zi, pofida declarațiilor inițiale, ați mers pe finalizare. Asta este... Nu ne scrie lumea că nu vă înțelege când vorbiți cu domnul Gligor. Vă rog să vă încheiați, domnul Gligor. Eu cred că gândul meu este foarte clar. E clar. Orice reformă, în situația în care o singură persoană controlează puterea legislativă, puterea executivă și iată că acuși puterea judecătorească definitiv, SIS-ul este al lor, CNA-ul este al lor, noi avem acum o situație cu Procuratura Generală și practic s-a încheiat povestea. Noi suntem, repet, în situația anului 2015, când controlul pe verticală și orizontală a fost la o singură persoană. Și noi suntem foarte aproape de aceeași situație. Întrebarea este ce o să facă această persoană cu acest control. Și da. Întrebarea merge și la... bănuiala este nova. Una întemeiată. Că eu nu mă gândeam, Natalia, că totuși înainte de emisiune mergeam în coaș, mă gândeam, doamne, poate, dar cine știe, poate a meritat și domnul Gligor să treacă în runda a doua. Acum m-am convins că, slavă Domnului, că nu nimeni gogonate povestește. Și vă spun de ce. Un procuror general... Primare nu este despre persoana lui Ștefan Gligor. Nu. Eu vreau să spun altceva. Eu da. Ați înțeles cu și esența. De atâta cu, în opinia mea, cum văd eu, un procuror general, în genere, trebuie să fie apolitic și de parte de politică. Gligor, de când a intrat aici în studioul noastră, peste două, trei cuvinte, Dodon, plăhătnic și corupție, capturat, putere, Dodon și așa. Adică toate pietrele arunc. Asta din stat. V-a acuzat partidul, îi răspundeți? Răspund de partid acuși.
Asta din start spune că dumnealui este afiliat politic și altfel nu poate să răspunde atât. Dacă misie pe care se închină dumneai la Maia Sandu, a rămas nu știu cum, așa, leacă. Dar, ca să știți, candidatura domnului în cauză era promovată intens de către Andrei Năstase. Dacă cineva... Candidatura lui Ștefan Grigoru a fost promovată de... Da. Dar domnul Grigoru, îi permite-mi, eu vreau să-și duc. Nu poate să râdă cât vrea, dar lucrul ăsta a uimit-o inclusiv pe doamna Sandu. A uimit-o, că ne-i credea că este mai aproape, adică dumneai mai mult promovează acest lucru. Și este poate deci, este și bine. Eu promovează ca să înțeleg sau da, în fața cui promova ca să înțeleg. Nu, dumnealui este ușor influențabil, ca să înțelegeți despre ce vorbesc eu și credeau că este o să fie așa mai ușor controlabil și unul și altul. Și se vede că ambii nu dau greș în acest sens. Doi, eu din toți cei patru candidați care au acces în runda a doua. Vă rog din tâi să răspundeți dreptul la replică, pe urmă să nu fie acuzată. Ștefan Ligur a spus că acum asistăm la o nouă etapă de oligarhizare a țării și de capturarea statului. Și cel care o face este Igor Dodon și Partidul Socialist. Eu nici nu știu ce să răspund. Ce să răspund la prostie asta? E o prostie pe care nici nu știu ce să răspund. E o prostie totală. Mai mult ca atât, eu nu am văzut din cei patru candidați care au acces în următoarea etapă, dar nici ceilalți care nu au acces, să-și permite atâtea ieșiri neinspirate cu caracter politic cum le-am avut domnul Gligor. Eu vă spun cu toată sinceritatea și vă spun că știu despre ce vorbesc. Toată harababura asta cu procurorul general și toată asumarea asta a fost din cauza unui singur om. Dar totuși noi nu ne-am adunat aici să discutăm candidatura domnului Gligor. Domnul Gligor, dacă avea mai multă înțelepciune, el putea să zică, băieți, dar nu trebuie nimic, eu rămân independent și eu sunt independent, dar dumneavoastră nu a spus, el trebuie să fie promovat și propulsat cumva în funcția asta. Și dacă nu a mers, știți cum, dacă a rămas clasa înainte, nu acces în următoarea etapă, hai să intre pe fereastră în casă. Și au decis să fac până asumarea asta. Dumnealui urma să fie înaintat în calitate de procuror general de către doamna ex-prim-ministru. Lucru care, în opinia mea, nu este... Nu că e vorba în general. Eu în genere privesc acest proces. Chiar și nu a fost Gligor, nu este un lucru corect. Acum se cere domnul Tvinian. Bine, eu vreau să spun lui Grigore. Grigore, tu de fiecare dată ridici mingea la fileul Ștefan. Nu e chiar... Trebuie un pic comunicatorii să mai discuți, că ai o problemă tot. Și ridici mingea la fileul. Noi discutăm de procurorul general, tu îl pomenești de fiecare dată pe Ștefan Gligor. Nu, dar deci noi despre asta discutăm. Nici eu, nici dumneavoastră nu am participat la acest concurs. Avem acest guvern are 2 săptămâni, da? Da. Dar deja de 2 săptămâni eu văd atâtea derapaje în activitatea acestui. Azi am fost la... am fost prin mai multe raioane, am vă le numesc, câteva doar care... Deci astăzi n-am avut acces la telefon, am ajuns la birou, 15 minute, am fost consternat de valul de știri care pur și simplu m-au uluit. Deci în primul rând, Comisia de la Veneția transmite ăstora mesaj, oameni buni, luați mâinile de pe CSM, deci vor strângă și CSM-ul să-l preia, pentru că deocamdată ați văzut ce au făcut. Au făcut instituții paralele, au făcut adunări generale, fără quorum, doar ca să preia. Ei fac? Evident că ei fac. Mai ce departe. Ați văzut mesajul domnului Buchiciu? Da, ați văzut. Ce facem noi? Nu, citiți între rânduri. Cine nu recunoaște? Cine nu recunoaște? Ce am făcut noi? Cine anulează? Judecătorii voștri anulează hotărârile CSM-ului, inclusiv de ridicarea imunității a lui Sternioală. Nu judecătorii voștri. Cine sunt potrivești? Cine lasă CSM-ul fără quorum? Cine lasă CSM-ul fără quorum? Acuzații de astea duri, nefondate. Lipsite de substratul juridic și lipsite de logică sănătoasă. Eu merg mai departe. Problemele cu CSM-ul vă spus dumneavoastră. Noi vorbim concomitent, vă rog. Deci imediat după asta intervenim. El spune că noi influențăm cumva CSM-ul. CSM-ul pe care îl recunoaște Gianni Buchichiu. Da, pentru că voi ați vrut ca CSM-ul să demisioneze și să vă puneți un CSM ostil, ați inițiat adunări generale. Normal că voi, Grigore. Ce vorbiți? Nu, tu nu știi, habar n-ai ce se întâmplă în partid și ce face Dodon și alții. La noi în partid, față de partidul de SRL-ul vostru care îl aveți,
Noi avem disciplină, discuții pe intern. Da, 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 știu noi, și disciplină. Noi mai comunicăm. Nu avem știți, din presă. Habar nu știți. Nu avem membrii de guvern. Cum aflați voi, în fine, mare de răspundere. Înțeles? E ca asta reforma, noi și reforma justiției. Voi sunteți niște pioni de ăștia mititei în partidul ăsta care nu hotărăsc nimic da, absolut. Democrația, uitați-vă la Dodon și la voi și lumea tătă lumea. Devenim o listă de răpază. Mai departe. Ați întrebat ce derapaje la concret, ce derapaje... Grigore, cuprimul derapaje neclarificat. Ați spus că e o prostie. Mai departe, listă. Sunteți foarte, foarte obraznic. Dar nu, îmi pare rău. Eu sunt obraznic. Da, lăsați-mă un minut. Dumnealui propune să lăsați spui toate minciunile aici în studio. Da? Toată lista, după care spuneți. După care spui că asta e minciună, asta e minciună, asta e minciună. Așa, comunicatorii, comunicatorii PSRM-ului ar trebui să ocupe un pic cu tine. Mai departe, prioritatea numărul 1 a guvernului Chicu. Reforma justiției. Fadei Tăcățeschi o prezintă în timp de 2 minute și 30 secunde. Chicu îi mai dă încă 30 secunde. Prezintă rezultatele plecării lor la Comisia de la Veneția și ne spune că proiectul a să fie transmis la Comisia de la Veneția tocmai la sfârșitul lunii ianuarie. Da? Asta dincolo, dacă ați vă uitați în conceptul care el promovează, deci ei renunță în totalitate la evaluarea externă a magistraților. Deci aici înclin să-i dau dreptate domnului Gligor, deci o astfel de reformă asta nu este reformă. Deci vă dați seama, evaluarea judecătorilor o vor face virtuală, druță și alții. Dar haideți să vă răspund. L-am prins pe mincinosul din nou. Ați văzut conceptul de reformă? Eu față dumneavoastră am participat și la ședințele la Ministerul Justiției. Nu retrăiți. L-ați văzut? Nici n-ați fost pe acolo. Acela era alt concept. Acum ascultați un conceptul nou. Haideți eu să vă spun toate. Conceptul care a fost trimis. Să răspundă. Deci a spus că v-a prins. Haideți să auzim cum v-a prins. A fost transmis Comisiei de la Veneția, nu l-ați văzut nici dumneavoastră. Am văzut. Dar de ce? L-am văzut, Grigore. L-am văzut. Cum n-ați dumneavoastră puteți să-l transmit, de acord. Că el și l-a scris. Nu. Da. Conceptul care l-a scris voi? Cum n-ați dumneavoastră l-a scris? Conceptul vostru? Nu, conceptul vostru. Nu, a vostru. Eu vorbesc de conceptul vostru. Eu de conceptul vostru vorbesc. Știi de conceptul nostru? Știi și privind conceptul? A fost transmis Comisiei de la Veneția. Hai să ne ascultăm. Ca să fie clar. A fost un concept scris de cumnatul domnului Sârbu. Scris noaptea, pe genunchi, în grabă, mare. Și graba asta știți cu ce-s datorat? După ce s-a întors din acea vizită din Albania, am înțeles că modelul albanez e prea... Eu vorbesc de conceptul socialiștilor, Grișa. Am și ajunge la dezbunere trăie. Conceptul vostru care, eu nu vorbesc care câteodată ca se exclude evaluarea externă. Și au de ce să margă pe formulă. L-au găsit pe cumnatul dumnealui, așa la repijorul ticluit 1, l-a trimis la Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția l-a aruncat drept în nas, înapoi, cu niște recomandări suplimentare și a zis că nu trebuie de făcut așa. Bine, acum sunteți voi, să spunem că sunteți mai buni. Va fi sau nu va fi evaluare externă a judecătorilor? Cu noi, experții străini? Acum, stați-o leac, vă spun la ce am convenit noi, dacă nu greșesc, următoarea întâlnire trebuie să fie pe 29 acum. La evaluare externă va fi Ministerul sau nu va fi? Justiției. Eu nu pot să vorbesc din numele tuturor. Stați-o leacă, eu de ce pot fi, ori nu o să fie? Curtea de apel, bă. Nu știu, colegiul. Ascultăm. Noi am propus, ei să râd, dar ei habar n-au despre ce... Habar avem, habar n-aveți de astră. Ce s-a discutat acolo. Ei nici nu au fost măcar. Va fi sau nu va fi? Noi am propus în felul următor. Cu participarea experților străini. Nu știu care să fie varianta finală. Nu știu care să fie varianta finală, de atât noi am propus să fie atrași. În primul rând, comisia juridică, asta eu am propus, și toate partidele parlamentare, inclusiv și cele extraparlamentare, și Uniunea Avocaților, toți, în general, toți actorii implicați în acest proces important de reformare. Dar nu pe ascuns, așa cum l-ați făcut, doi... Dar voi nu pe ascuns faceți! Nu pe ascuns! Nu pe ascuns! Cine a văzut proiectul? Eu l-am văzut! Cine a văzut proiectul? Unde e proiectul? Proiectul a fost publicat. Acum, acest proiect o să fie... Voi ați trimis la Comisia de la Veneția un proiect care reprezintă o țară. Cine l-a văzut? O să fie... L-a văzut cineva? Întrebarea. Cine l-a văzut? Dumneavoastră, că nu veniți, nu vă interesează acest concept? Noi nimeni nu ne-a chemat că nu intru din stradă, eu minister. Nu, vorbiți, adică, răspundeți la întrebare. Adică era, cine... Să fie clar, când era ministra Stamat, Gligor ședea așa frumușel acolo. Cel puțin, eu știam despre ora ședinței și veneam singur acolo. Da, nimeni la voi acum concept, nu se face acest lucru. Conceptul, ați făcut public conceptul. Dumnealor s-a nervat. Conceptul este public sau nu? Pentru că tu stai să-și minți, fața roșie și crezi că noi suntem
Totuși, proiectul pe care l-ați trimis la Comisia de la Veneția a fost văzut de altcineva decât doar de ministrul justiției sau nu știu încă câteva persoane? Proiectul în general definitivat, el nu a fost trimis în varianta acceptată de toți. Încă nu a fost trimis. Și ministrul justiției azi a spus foarte clar. Fadei azi la ședința guvernului a spus că proiectul a fost proiectul a fost expediat, ajustat și până la finele lunii și până la sfârșitul lui ianuarie să fie varianta finală. Ceea ce a expediat Fadei la Comisia de la Veneția, unde poate fi citit? Al vedeți cum... Eu propun timpul pauzei să-i trimiteți domnului... Domnul Alesa Balboru! Varianta finală, aici luăm o scurtă pauză, domnul deputate Românescu, cu noi revenim foarte curând. Citește-te pe gardă! Noi continuăm discuția. Poate o întrebare pentru domnul Novac. Dar spate din tâi... O întrebare pentru că el s-a legat de cumnați, da? Domnul Novac, ați avut o căsătorie fictivă. Care a fost scopul căsătoriei dumneavoastră fictive? Exact care a fost scopul căsătoriei fictive a dumneavoastră. Eu nu m-am căsătorit fictiv. Eu m-am căsătorit o singură dată cu soție, la dumneavoastră care din interes, locuiesc până acum. Dumneavoastră v-ați căsătorit fictiv? Din interes. Ați avut o căsătorie fictivă pentru dumneavoastră din interes și eu vă spun, v-am răspuns. Domnule Tinec, dacă faceți aluzii, dacă deja ați trecut la chestii personale, poate ne spuneți ce ați spus în presă. Dacă la individul ăsta ai suternat argumentele... Nu trecem la persoană. Suternat argumentele, pur și simplu. Vă cunoașteți în presă. El este o persoană fără educație, pentru că sanină de fel de fel. Nu are argumente. Aberează. Domnule, eu v-am întrebat, eu v-am vorbit de concertul pe care l-ați scris. Eu vă reamintesc că noi vorbim despre viitorul procuror general al Republicii Moldova. De concertul care l-ați scris voi. Noaptea l-o scris. Dragice, vă rog frumos, la ambii deconectăm microfonul pentru că vreau să citesc știrea. Punctajul acordat de Consiliul Superior al Procurorilor, candidaților la funcție de procuror general, nu va fi făcut public. CSP-ul a făcut modificări în regulamentul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de procuror general. S-a decis să nu mai fie făcute publice punctajele acordate fiecărui candidat de membri CSP-ului. Iată care a fost explicația domnului Negacevski, Fadi Negacevski, actualul ministru al justiției. Există și anumite elemente de viață privată. Nu toate chestiunile trebuie să fie făcute transparente, pentru că noi avem și anumite obligații de respectare a drepturilor fundamentale ale omului. Chiar dacă noi evaluăm o persoană publică, există anumite limite până unde noi avem dreptul să intervenim în viața privată a cetățenilor Republicii Moldova. Întrebarea către toți. Care este problema? Noi să cunoaștem cum vor vota mâine membrii CSP-ului, deci care va fi tabelul de punctaj la fiecare. Noi am văzut asta la etapa de preselecție în comisia organizată pe lângă Ministerul Justiției. Care e problema? Noi să cunoaștem care va fi punctajul oferit fiecărui candidat. Nu mediu punctaj, dar de către fiecare membru al CSP să știm cum i-au evaluat pe cei patru. Domnul Novac, începem cu dumneavoastră. Eu, foarte scurt, când am reușit să spun până la publicitate, ca să știți, domnul Litvinenko, pe mine nu mă afectează în niciun fel prostologiile dumneavoastră și atacurile la persoană. Dar dacă o țineți cu neamurile și cu nu știu ce, eu n-am vrut să spun numele domnului Gribincea, care este cumnatul dumneavoastră, care a slujit la Plahatniuc și care tot el este autorul legii. Nu am vrut să spun. Eu am spus cumnatul dumneavoastră a scris. Cine știa, nu știa. Iată dumneavoastră acum vreau să vreți să mă întrebați. Noi nu discutăm neamuri, haideți la subiect. CSP-ul a decis că nu va face publice notele oferite de către nu, răspund și la întrebare. Mai departe, răspunzând la întrebarea cu punctajul. Da. Întrebarea cu punctajul, mă rog, eu țin minte și la noi, când am făcut comisiile și Curtea Constituțională și nu doar, erau opinii diferite, în mare parte erau toți sau în mare parte care au decis să nu fie publicate, tot spunea, păi, dar ce de asta? Ce de asta? Asta de... senzația măcar de transparență. Nu, ok. Eu nu știu dacă e bine sau e rău.
E bine, asta e transparență. Asta probabil înseamnă bine. Că noi avem posibilitatea să cunoaștem probabil cum, bine cum cu... cei 12 membri ai CSP votează. Și pe urmă jurnaliștii se iau de fiecare și verifică. Iată, dar în cazul în care unuia s-au pus note prea mici, dar poate există vreo legătură și noi deja ne facem treaba așa cum noi putem. Bine, este adevărat și ce spuneți dumneavoastră. Adică, dar în mare parte, atutați-vă în cazul acestui vestit concurs pe care nu l-a trecut domnul Gligor, ați văzut, parc notele sunt, păreți diferite, s-au expus și cei care au citit printre aceste cifre, au făcut calcule, nu știu ce. Și le putem discuta, asta și chestia. Sunt note și iată, eu de ce am vrut să zic, notele sunt la vedere, toți s-au expus, dar inclusiv cei care au făcut calcule elementare, și au spus că rezultatul, cifrele domnului Bobu nu puteau influența rezultatul și tot acei patru mergeau în următoarea etapă. Asta e foarte bine. Acum vă întreb, de ce nu poate fi același lucru și în cazul CSP-ului? De ce mâine noi nu vom ști? Noi mâine vom ști doar punctajul mediu la fiecare candidat. Deci CSP are 12 membri, corect? Eu ți-am minte. Da, 12 membri. Iată, nu cred că 12. Îmi pare că 12. 14. Noi am mai extins. Voi extins, plus 3. Plus 3 și am impresia minus domnul asta, avocat poporului, am impresia că nu are drept conform legii. Înseamnă 14. Bine. Probabil. Da? Noi nu vom vedea cum va vota fiecare dintre 14. Noi doar vom vedea cifră medie. Nu, e clar, ei vor să ascundă. Deci, să numai de ce? Păi... Stați o clipă. Noi, ce să ascundem, domnule? Să ascundeți punctajele, domnule. Deci, fix așa lucru la două concursuri. Eu le-am făcut public. Eu le-am făcut chiar dacă... Public. Da, eu le-am făcut public. Și în primul caz și în al doilea caz. Știți cine le-a făcut public? Eu le-am făcut public. Dinu Plângău, nu spuneți minciuni. Dinu Plângău le-a făcut public. Eu le-am făcut public. Și de la Curtea Constituțională și la CNA. Și vă spun de ce. L-am mai prins cu minciună. Vă spun de ce. Dumnealui știa că a pus punctaj mare și stau... Arăt postarea. Până găsiți postarea, vreau. Deci eu arăt postarea. Până găsiți postarea. Rezultatele la CNA urmare a faptul că Vitali Călugăreanu mi-a solicitat lucrul ăsta și eu am spus că chiar dacă i-am întrebat pe ăștia, eu știu, nu, că nu, să nu vedem șmicheriile noastre, deci s-o speriat și eu cu tot blocajul, dorința de a bloca a socialiștilor, pentru că ei au trișat acolo, eu le-am făcut publice. Ce-am blocat, Sergiu? N-ați vrut să publicați, pentru că la voi acolo era clar că voi nu, eu n-am vrut să publicăm. Erau unii, deci erau unii exponenți a Partidului Socialiștilor. Primul care a fost inițiator la faptul să fie publicat notele astea a fost Dinu Plângău. Și dumneavoastră pur și simplu vreau să fie Claudiu Litvinenko, Dinu Plângău, acum mai puțin contează. Vă rog foarte mult, mâine CSP-ul va vota. Este obligatoriu. Mâine CSP-ul va vota. Noi nu vom cunoaște cum a votat fiecare dintre cei 14. Este obligatoriu. Ca deci, să fie făcute publice punctajele, ca să vedem în ce măsură oamenii au trișat sau nu. Deci trebuie să... Gligor. L-am întrebat pe domnul Gligor. Da. De data asta propun ca să... L-am întrebat fără pe domnul Gligor. Acum vorbesc. Pe rând. Da, să vorbească. 20 de minute în urmă am spus că orice reformă structurală, numire importantă pentru justiția Republicii Moldova, trebuie sistată. Prin simplu motiv că va fi făcută în sensul concentrării puterii. Iată, această numire obscură, da, prin ascundere, prin tăinuirea rezultatului, evaluărilor, vorbește despre faptul că acei oameni nu vor să suporte responsabilitatea care survine în urma transparenței. Transparența este un criteriu specific organelor care funcționează în baza legii și în baza unor criterii generale de principiu legale. Iată, asta este un concurs care nimeni nu-l vrea astăzi, actuala putere am în vedere, nu-l vrea transparent și nu-l vrea corect. Și ei, în loc să meargă pe o logică adecvată, să aștepte cum au spus și au insistat opinia Comisiei de la Veneția, cum insistau și în fața blocului acum, să adopte o logică în ceea ce fac, ei merg pe procedei standarde de care noi am mai văzut la numirea procurorului general. Vorbiți că ei merg. Deci mâine votează CSP-ul. Dumneavoastră nu faceți nicio diferență dintre CSP și socialiști? Eu nu fac. Astăzi o mare diferență între CSP și socialiști. Asta este adevărat. Am înțeles. Domnule Tvinian, cu poziția noastră referitor la faptul că nu vor fi făcute publice aceste punctaje.
separate pe fiecare membru al CSP care urmează să mine este un lucru grav. Socialiștii s-au speriat că aceste... Nu, Grigori, hai, lasă-mă măcar o minut. Voi să ne speriem oricine. Noi ne-am speriat că Maia Sandu a vrut să-și facă un procuror nou în voța ei personal, netezit, cheptănat, dat culac. Uite cât de educatul ești. Noi nu sunt educat. Sunteți niște nesămțiți, Sergiu. De atât că noi ne-am angajat să facem o reformă în justiție reală. Noi am vrut să o facem, dar voi ați văzut procurorul vostru care să-l apere pe Dodon. Stați o clipă. Da, Bahamas. Grigori, Bahamas. Apare în investigația Rice. Știți câte... Apare în investigația Rice. 500 de mii de lei. Ai donat câte, Partidul Socialist. Câte Grigori, ai donat 500 de mii de lei fictiv de Partidul Socialist prin bani din Bahamas. Nu e așa de nebun așa. Nu? Eu te întreb, 500 de mii de lei ai donat fictiv Partidului Socialist. Au înaintat un singur proiect de lege care ar reforma justiția. Unu în 5 luni. Repet. Așa de tare vreau eu să fac reforma justiției, că în 5 luni au înaintat un singur proiect și pe celălalt l-am susținut. Și noi am reiterat poziția noastră. Haideți, eu vă răspund, doamna Morales. L-am întrebat pe domnul Litvinenko și ați întrebat dumneavoastră. Au dorit să politizez acest subiect. După această rândul vine la dumneavoastră. Dar mai s-a dorit un procuror independent. Au vrut să fac o reformă pe sub masă. Permitem fiecare să vorbească. Doresc în continuare. Vă rog, eu deci, promit că fix așa voi apăra dreptul dumneavoastră să vorbiți dacă ei vor interveni deci, când veți vorbi. Ca să fie foarte clar, Dodon vreau un procuror de buzunar care să nu investigeze... Dar Maia Sandu și-o dorit, ia spune-te-o. Care să nu investigeze Bahamas. Spune-te-o ce-o dorit Maia Sandu. Maia Sandu n-are o problemă adică, cu Bahamas. Dacă revin. El înainta, nu era de buzunar. Deci, dacă înaintea Dodon... Să vorbească după până ce? La capăt, după această dumneavoastră. După ce? Toată lumea, toată Republica Moldova a văzut cum trișează acești nesimțiți. Da, pentru că altfel eu nu pot să-i numesc, da? Deci ei trișează de fiecare dată. Voi că ați vrut ei vor să ascundă trișajul în cadru... Nu mă provocați să închid microfoanele, nu vreau să închid microfoanele. Două minute îi dați. Vă reprezintă coaliția cu PD-ul și vorbești de fariseism. Două minute îi dați, domnul Litvinenko, domnul Litvinenko vorbește. Deci, după ce au văzut care a fost reacția societății la șmecheriile lor în cadrul tuturor comisiilor de concurs... Mai când ați vrut să politizați Partidului Socialiștilor. Uitați-vă la el. Deci el nu-ți permite Maia Sandu spune să spui că două cuvinte întrerupte pentru că adevărul pare. Nu vorbim concomitent. Adevărul doare. Eu vreau, sincer, poate dumneavoastră aveți o capacitate. Poate dumneavoastră aveți o capacitate enormă. Dar eu nu, eu aici stau, nu știu ce înțeleg ai noștri oamenii care ne ascultă acum, o clipă, ne privesc acum. Eu vă ascult pe amândoi, nu înțeleg. Vreau să-l aud totuși. L-am întrebat, n-a răspuns. N-am auzit răspuns. După care dumneavoastră veți fi următorul. Nu, dar nu vreau dumneavoastră să-mi spuneți ce spune el. Eu vreau el să-mi spune ce spune el. Că eu vreau să supună procurorul general. Eu vreau dumneavoastră să vorbiți pentru dumneavoastră, dumneavoastră, pentru dumneavoastră. Îi permitem, două minute, pe rând. Două minute e mult, se termină emisiunea. Nu, mai avem. Ajunge și rândul dumneavoastră, vă promit. Deci, ca să fie foarte clar, ca să audă cetățenii. Deci, socialiștii s-au speriat. Da, da. Încă o dată, după ce se vor face puncte, publice punctajele, toată Republica Moldova va vedea încă o dată că ei sunt trișori. Nu au făcut niciun fel de evaluare obiectivă, au vrut pur și simplu să-și împingă omul docil lui Dodon la CSP. De aia au decis ca punctajele să nu fie făcute publice. Pentru că reacția, concurs organizat de Ministerul Justiției. Reacția societății a fost pe măsură. Reacția societății la aceste trișări a socialiștilor au fost pe potrivă. Deci toată lumea a văzut că ei sunt niște trișori. Ei nu pot juca cinstit, ei nu pot promova asta, oameni cei care au luat vreo 5 sau 6 concursuri. Merit. Ei pot promova doar oameni pe bază de loialitate și pe baza principiului obedienței față de Dodon. Voi apăra două minute ale dumneavoastră. Uitați-vă, ce spune acest mincinos ordinar? Dar eu fără atacuri la persoană. Da, tot știu cine e el. Unu, dumnealui spune că socialiștii îți vinoveți că nu au acceptat un procuror de buzunar pe care îl înainta Maia Sandu. Noi am făcut un lucru foarte bun. Noi când ne-am angajat în această coaliție cu gospodarii ăștia din blocul acum, noi nu ne-am angajat ca ei să politizeze Procuratura Generală, dar să avem o procuratură independentă și să fie foarte clar. Independent, și am mers, pe formula pe care au propus-o ei. Ei ne numesc pe noi trișori. Ei, care au anulat vreo 5 concursuri la IGP, la INP, la Curtea Constituțională, VAM și așa mai departe. De atât că nu au câștigat oamenilor concursuri făcute de dânșii. Și cum câștiga un om, poate independent, poate de treabă, poate mai deștept, gata, nu mergea. De atât că nu era omul lor. Și iată de ce ei acum
Ne spun că asta noi am făcut-o. Și îi conving pe toți. Și o spun cu așa o seriozitate, de parcă asta e adevărat. Concursul cu, cu procurorul general nu este o excepție. Este din aceeași poveste și baladă. Deoarece ei au fost cei care au organizat cap-coadă de la și până la acest concurs. Tot absolut. Și numai că nu le-au plăcut puțin rezultatul, au început. Că ăsta e alu Dodon, că așa e alu socialiști, că așa e lanț... Toate aceste concursuri au avut o singură problemă. Va încheia și după ceasul dumneavoastră. Și problema cea mare este că ei niciodată nu o spun adevărul. Și nu, care este adevărul? Adevărul este că ei niciodată nu o spună de ce au anulat atâtea concursuri și de ce l-au anulat pe rest. Și nu o spune niciodată adevărul de ce au provocat această criză. Dacă îl cunoaște, spuneți dumneavoastră. Ei nu au făcut față în guvern. Și lor îl trebuia cumva frumos să iasă din jocul ăsta. Pentru că când a venit Maia Sandu la noi la ședința fracțiunii, le-am spus, voi aveți în continuare susținerea fracțiunii noastre, 36 de deputați, ca să mergem pe cale legală să facem reforma justiției, acceptată de toți, inclusiv de partenerii externi. Și nu au dorit, au mers deci, pe cale anticonstituțională, pe cale ilegală, intenționat să ne provoace pe noi, că eu vreau să-l întronez acolo, știți pe cine... Că dacă e anticonstituțională, de ce ați trimis lista la CSP, domn Novac? Hai, uitați-vă, stau, 2000 de oameni se uită online. Sub 100.000 de oameni se uită. Da, explicați-ne. Eu știu când ați afirmat când acum că Moldova, este, Moldova, ascultați, este neconstituțional. La subiect, cum? Voi, dacă, considerând un concurs Natalia, neconstituțional, Natalia, pe proceduri neconstituționale, v-ați transmis-o comisiei procurorului. El dacă era atent, avea să facă deosebire domnul Gligor, dacă era atent măcar și avea să aibă capacitatea de a analiza lucrurile corect și adecvat. Ce uitați la mine și nu vedeți despre el? În față dumneavoastră, puteți să-i spuneți. Nu, cu dumneavoastră discut, eu te-am discut cu jurnalist. Nu, așa vorbiți despre Ștefan Gligor, de parcă nu este prezent. Intermediar comunic. Dumnealui, dacă era atent și nu citea din telefon mesajele care le trimite și să vorbească, avea să facă diferență între asumarea de răspundere a Maia Sandu și între concurs. Lucruri care să Eu total diferit. Eu am vorbit despre asumarea de răspundere. Din el am înțeles cu totul altceva. Asta e problema lui de pregătire. Și atunci stă în telefon și nu ascultă și amușă iar n-a să înțeleagă ceva. Am o întrebare pentru final. Mă roagă să vă transmit un mesaj. Până la urmă, lăsați mesajele. Vă rog subțin pentru că n-au rămas mult. Concentrați-vă aici în studio, lăsați mesajele. Până la urmă, noi am fost și suntem în continuare ca să facem o reformă, cu adevărat reformă, dar nu de dragul... Acum o întrebare către dumneavoastră amândoi și vreau să aud și părerea Ștefan Gligor. Pentru dumneavoastră amândoi, dumneavoastră mai țineți minte ce ați votat împreună pe data de 8 iunie în Parlamentul Republicii Moldova? Documentul care s-a numit Declarația privind caracter captiv al statului Republicii Moldova. Țineți minte? Da, sigur. Noi putem pune punct pe ceea ce se numește dezoligarhizarea și decapturarea statului? Sau totuși mai avem șanse? Bine, are loc o reoligarhizare a statului de către Dodon. Igor Dodon, încet, încet, deci, procuratură, cinci televiziuni, justiție, Moldova 1. Nu e problemă. Știți, 7-8, nu важно. Так, дамж Moldova 1. Da, Moldova 1. Domnul Litvinenko, Moldova 1 e un post TV public. Public, luați în controlul Partidului Socialiștilor. Dar cine a numit, conducerea Moldova? Ați auzit și cine a numit conducerea Moldova? Mâine spunem și TV8-ul e nostru. Nu, TV8-ul nu, dar... Nu, dar primul noi, accent, noi atent... Țineți minte ce ați votat? Eu țin minte. Și noi am spus, inclusiv până în ultima zi, ne-am adus aminte la prietenii ăștia noștri cu ambiții extravagante, ambiții personale, apropo, nu sunt ambiții bune, că... Nu uitați de unde am pornit noi și în ce condiții am pornit. Ei au uitat, pe data de 8 iunie, Natalia, și dumneavoastră probabil știți, când cei din blocul acum încă dormeau acasă, noi deja eram în Parlament. N-antoi era în generi pe la... Băi, Grigore, ce miciudos ești! Cine a fost în Parlament pe data de 7 iunie noaptea? Dar cum asta contează faptul că împreună ați votat declarația privind caracter captiv al statului și ați constatat probleme majore. Și acum întrebarea fiecărui care ne urmărește. Noi avem șanse să vedem că această declarație, deci ceea ce s-a dorit în ea, eliberare, să fie realizat? Sau gata, noi trebuie să uităm că un vis prost. Domnul Gligor, părerea noastră. Eu poate să spun pentru prima dată, noi avem și o problemă de alt gen. Există problema cea mai mare, poate, care a generat toată
chestia asta a fost problemele pe interna blocului, dar ei chiar au probleme foarte mari. Și aceste probleme au dus la luarea unor decizii care, în opinia mea, au fost mai puțin logice, calculate, asumate și așa mai departe. Au fost mai mult pe emoții. Blocul a dat jos guvernul. Ce logică are. Deci, pe data de 8 iunie a fost votată declarația împreună de comun acord de către socialiști și blocul acum privind caracter captiv a statului, în care s-a punctat ce urmează și pe urmă, și tot în aceeași zi a adoptat programul de nu programul de guvernare, dar acordul de colaborare în care se vorbea despre pașii concreți cum va fi eliberat statul. Noi putem să punem punct pe asta sau socialiștii vor continua singuri să o facă? Până la formarea unei majorități parlamentare integre, care este subordonată oamenilor, dar nu intereselor oligarhice și intereselor de obținerea unor venituri tenebre, noi putem să uităm despre această declarație, putem să uităm despre normalizarea lucrurilor și despre, în mare parte, procese democratice și orice înseamnă stat de drept, în opinia mea. Mi-mi pare foarte rău că nu au avut simțul ăsta acut al pericolului și necesității de a urma calea care au luat-o prin adoptarea acelei declarații cu privire la caracterul capturat al instituțiilor statului, că nu au detalizat-o, această declarație, în mod suficient. În opinia mea era prea general. Și că nu au mers mai departe pe un plan de acțiune cu privire la aplicarea declarației și documentarea sau completarea juridică, pașii următori. Poți vă da un exemplu. De exemplu, restructurarea CCA-ului, da? Consiliul de Audiovizual. Există un proiect de vreo 2 luni în Parlament, așa, prin care noi propunem într-o implementare a acelei declarații cu privire la caracterul captiv al statului, propunem ca conducerea CCA-ului să fie revocată de drept prin efectul legii, prin adoptarea unei legi. Credeți că vor? Nu, CCA-ul l-au strâns, le-au dat toate. Și-a găsit un nou stăpân. Deci le-au dat toate televiziunile și evident că nu mai vor. Deci are loc o reoligarhizare. Cu deoligarhizare și decaptivarea sau decapturarea statului, cum e corect? Lucrurile nu s-au mișcat rapid în loc, în mare parte datorită colegilor din blocul acum, deoarece noi am spus imediat atunci că trebuie să luăm, nu că decizii rapide, gândite și în regim de urgență. Da? Ce s-a întâmplat mai departe, ați văzut, ei erau preocupați de ce vrei. Și eu am spus și am să repet, probabil situația care s-a creat în guvernul precedent este datorită în mare parte unei grabă în care s-a ales acest guvern și nu au fost aleși în primul rând miniștri de calitate, dar așa la cine au găsit. Vizaviți poziția noastră vizaviți e clară. Cu decapturarea statului și cu deoligarhizarea despre care ați vorbit împreună în aceeași declarație acum 5 luni, ce va fi? Nu știu, trebuie să mergem, trebuie să avem un plan bine determinat cu pași concreți, ce anume trebuie de făcut. În opinia mea, clar lucru, declarația în esență este în mare parte cu caracter politic. Renunțați? Nu renunțăm. De lovitură de stat. Poftim? Între 7 și 14. A avut loc o tentativă de lovitură de stat între 7 și 14 iunie. Ce a fost atunci? A fost o tentativă de uzurpare a puterii de stat. Cum răspundeți? Eu cred că da. Noi încă n-am finalizat, apropo, ca să știți... Dar știți că domnul prim-ministru a fost și atunci când spuneau... Domnul Litvinenko, din păcate nu mai avem timp. Iată, uitați, vă știți că parcă moară străcată. Dacă întrebări pertinente. Eu vreau să vă spun, comisia de anchetă parlamentară, ca să știți, nu s-a întrunit de aproape de vreo lună și jumătate, precis, dacă nu chiar două, datorită membrului PAS, domnul Popșoi, ca să știți. Nu mai avem timp. Vă mulțumesc tuturor. Vreau să știu, dar nu mai pot. 3 secunde. Au umblat prin deplasări prin Statele Unite, nu știu cum au mai fost, s-au întors și pe urmă s-au apucat de campanie electorală și așa și nu ne-am mai întrunit cu această comisie. Am înțeles.
Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Noi ne revenim mâine. Deja vom vedea ce va fi cu procurorul, procurorul general, va fi cunoscut numele sau nu. Mâine urma să facem misiune cu președintele țării Igor Dodon. Astăzi am discutat. A promis că va veni săptămâna viitoare. Din motive obiective, emisiunea de mâine este amânată pentru luni, marți sau miercuri. Urmează să vă anunț luni viitoare. Vă mulțumesc. Mâine vă aștept la 21:30. Poate deja vom ști cine va fi procurorul nostru general. La revedere!